PSD nu a reușit ieri să treacă prin Parlament moțiunea de cenzură. A fost un rezultat oarecum previzibil. Dacă ne uitam la aritmetica parlamentară, cam acolo eram. De ce a depus totuși Partidul Social Democrat această moțiune, deși, repet, aritmetica parlamentară ne-a arătat, da, ceea ce s-a și întâmplat ieri în Parlament? Da, dacă ne uităm la aritmetica parlamentară și ne uităm la detaliile votului, atunci o să spunem că era totul previzibil, pentru că așa este. Aritmetica putere-opoziție s-a păstrat. Există un detaliu însă. În ultimul moment, cei de la putere, președintele Camerei Deputaților, domnul Orban, și s-a înțeles cu partidele celelalte, UDMR plus minorități și USR plus, să nu-i lase pe parlamentari să voteze. Pentru că nu aveau încredere că aceștia vor susține guvernul Câțu. Și atunci era previzibil cu adevărat, pentru că s-a amputat democrația, pentru că noi știm că votul parlamentarilor nu este condiționat, nu poate fi condiționat de partid. Deci este un vot de conștiință, așa scrie în Constituție. Votul imperativ este interzis, de fapt, în Parlament. Și atunci când nu îi lași să voteze, de fapt, ai amputat democrația. Ai demonstrat un lucru, că nu ai încredere între partidele din coaliția de guvernare și nu ai încredere în proprii tăi membri. Pentru că noi știm din atmosfera care există în Parlament, din competiția care există în Partidul Național Liberal, că ar fi fost oameni care sub protecția anonimatului, pentru că votul cu bile este într-o anumită formă anonim, ar fi votat mult mai mulți moțiunea și ar fi trecut, pentru că ne-au lipsit vreo 30 de voturi. Deci nu era foarte complicat să treacă această moțiune. Această moțiune însă și-a făcut efectul, după părerea mea, din mai multe perspective. În primul rând a venit premierul României și încă o dată n-a vrut să răspundă niciunei întrebări din această moțiune. Ne-a citat și ne-a recitat câteva cifre din Eurostat și la INS, spunând că avem creștere economică și eu i-am replicat, printre altele, în discursul meu că nu contează foarte mult cifrele, pentru că în această situație contează, chiar dacă este creștere statistică economică, depinde cum se distribuie. Pentru că creșterea aia se poate distribui, dacă media este de plus 2%, aia se poate distribui la primii 10%, la cei mai bogați, de exemplu, și nu se distribuie la cei săraci. Adică sunt multe lucruri. Ne-a spus de asemenea premierul un lucru care m-a șocat pe mine, pur și simplu, că eu sunt un tip mai domol, de sardelean, așa, nu îmi place să fac scandal, nu îmi place să atac la persoană, adică îmi place... Înțeleg și competiția, înțeleg că suntem adversari în anumite momente, dar în general suntem parteneri în Parlament, indiferent de partid, de putere sau opoziție. Ne-a spus că s-a tranșat lupta în PNL. L-am văzut pe domnul Orban, care conducea ședința, că era să cadă de pe scaun când a auzit că s-a tranșat lupta asta și am văzut foarte mulți parlamentari nemulțumiți, pentru că au spus cum, adică s-a tranșat lupta fără să ne întrebați pe noi, noi nu contăm în această ecuație. Și de asemenea... Și ce rost și avea această... N-am înțeles deloc. La moțiune. Pentru mine a fost o surpriză. A fost un șoc. Apoi a mai fost un lucru. A intrat tot timpul în dialog cu PSD și ne-a spus că, de fapt, el este inamicul cel mai important al PSD. I-am replicat în discursul meu că nu este inamicul PSD, nu se califică să fie inamicul nostru, nu are nici vechime politică, nu a fost ales niciodată, deși ne-a spus într-o zi recent că a convins poporul român să fie premier, dar nu știu cum i-a convins. I-am transmis că este în acest moment inamicul populației României, pentru că are o guvernanță proastă și că nu răspunde la întrebările noastre și că mă așteptam să fie altfel. Eu înțeleg, mi se pare legitimă o conducere liberală, de exemplu, care la un moment dat să sprijine dezvoltarea, să sprijine firmele private, să sprijine capitalul românesc. Poate că stânga n-a reușit întotdeauna să facă foarte bine acest lucru, sau n-a reușit să facă, deși a făcut guvernările din ultima vreme, a fost creștere economică și a fost creștere economică în zona privată foarte bună. Chiar și în guvernările care sunt incriminate, ale cele ale lui Dragnea, Viorica Dăncilă, deci în perioada respectivă, n-a avut o creștere economică și creșterea pe firmele private a fost mult mai mare decât în orice altă perioadă. Dar aș fi înțeles, la domnul Câțu am avut o speranță că este liberalist, credeam eu, cam libertarian mai mult. Și m-am gândit că venind și din afara politicii va avea o viziune
Din păcate am văzut că nu a sprijinit nici măcar cu acel miliard de IMM-urile, cum a promis. Are foarte multe restanțe economice și a renunțat la programul de guvernare, pur și simplu. Noi am numărat din 57 de promisiuni, dintr-o secvență a programului de guvernare, au dispărut 55. Au mai rămas două. Adică, și mi s-a părut foarte arogant, domnul Câțu. Asta a fost lucru care m-a deranjat mai tare, pentru că este un om tânăr, pentru că ar trebui să aibă deschidere, este liberal, ar trebui să fie tolerant, să înțeleagă. Nu ajunge să mergi să spui că dușmanul PSD și să tot trimis pe cei de la PSD să citească.